Știu că la un dat, cred că erau vreo 3-4 luni, n-am avut sens nicio zi liberă. Deci zi de zi fusesem acolo să lucrez. Și dacă ar fi să renunț, adică totul avea să se ducă pe apa sâmbrii. Marile corporații trebuie să facă bani. Berea craft e altceva, nu umbli cu prostii, cu chimicale. În perioada studenției frecventam un bar numit Cannabis. Eu acolo am luat contact cu muzica bună, în Cannabis. Da, pe de o parte îmi spun că am fost fraier, pe de altă parte îmi spun că poate că asta ne va ajuta să trecem prin pandemie. Trebuie să îi citești o carte ca să poți înțelege despre ce vorbesc. Și cumva eu încerc în business să fiu altfel, cum a fost el în scriitura lui. Că, băi, fac lucrurile așa cum vreau eu, nu cum îmi spun alții. Decât să mocnești ca un foc stins, mai bine ars ca un foc de paie. Adică cu vâlvătaie mare. Cum ești în perioada asta? Ce mai faci? În perioada asta, îți spun sincer că, din punct de vedere a business-ului, suntem la pământ, la fel ca mai toți din Horeca. Lucrurile se degradează într-o manieră uluitoare. Adică, ce să zic, în această vară, cei care au avut terasă au dus-o destul de ok. Noi, de exemplu, am avut de finalizat o investiție și, practic, ceea ce surplusul produs la, cu activitatea de la terasă a fost reinvestit în partea de bucătărie. Dar cam de 2 săptămâni, pur și simplu, parcă totul în jur se dărâmă. Sunt foarte mulți hurecari care deja au închis, vânzările sunt la cote minime, nu e ok deloc. Știu că ți-a fost greu și în primii 2 ani de activitate, dacă poți să povestești cum a pornit Birzone și cum a fost mai ales primii 2 ani până când a intrat noul tău partener. Ideea business-ului nu îmi aparține. Îi aparține unei prietene din București care la rândul ei văzuse, cred că, barurile Birocloc și 100 de bere. Cele două baruri pionier în domeniul ăsta din România. M-a întrebat dacă nu aș fi de acord să facem împreună ceva asemănător la Iași. Am spus da, numai că nu aveam bani. Și atunci a fost înțelegere între noi că să fiu administrator, să nu știu, nu am niciun venit timp de vreun an, și urma să-mi cedeze 25% din firmă. Ne-am ținut de cuvânt și unul și celălalt. Da, începutul a fost foarte, foarte dificil. Ea știu că făcuse atunci un credit bancar și toată investiția, pornind, nu știu, de la varul de pe pereți, scaune, mese, stocul de bere a fost undeva de 13-14 mii de euro. Mi-amintesc că spațiul avea niște uși din termopan de culoare albă, puse cred că prin 1993-1994, când abia apăruseră termopanele. Și am cumpărat noi niște spray-uri cu vopsea pentru mașină și am zis că hai să le vopsim în maro, de aiurea albă. Ei, și sperile au ajuns doar pentru o fațetă a tâmplăriei. Pentru cealaltă fațetă n-au mai ajuns și nu mai erau bani, pentru că totul s-a făcut până la ultima suflare. Am reușit să cumpărăm alte spray-uri și să terminăm de vopsitușile abia după 2-3 săptămâni. Nu ne permiteam o mașină de spălat, ceea ce mi se pare acum fantastic, un lux. Deci am spălat mii de halbe și de pahare la mână în primii 2 ani. Aveam un singur angajat, lui respectam programul de lucru, dar mie nu puteam să mi-l respect. Și știu că la un dat, cred că erau vreo 3-4 luni, n-am avut sens nicio zi liberă. Deci zi de zi fusesem acolo să lucrez. După aia a început și soția să se mai implice, dar ca orice business la început.
A fost foarte greu. Na, spuneam că investiția de început a fost undeva de 13-14 mii de euro cu stoc de marfă cu tot. Ca să vă faceți o idee, în vremurile bune, Birzon avea cred că un rulaj de 3-4 ori mai mare lunar. Deci numai stocul de marfă, lunar. Față de întreaga investiție de la început. Și atunci, în prima perioadă, cei 2 ani, când lucrurile nu mergeau prea bine, care era motivația ta să continui și să... Dimineața, ce spuneai tu dimineața nu, să revii la treabă? Nu aveam încotro la momentul acela. Deci, pe de parte, simțeam o responsabilitate în sensul că prietena mea avusese încredere să mă ocup eu de business, ea locuind în București și eu la Iași. Așa, pe de altă parte, ok, îmi spuneam că, bun, o perioadă nu iau nimic din această firmă. Și dacă ar fi să renunț, adică totul avea să ducă pe apa sâmbetei. Și tot am tras de mine, hai să împingem. După 2 ani am văzut că lucrurile stau foarte prost, deci era aproape de faliment după 2 ani. Știam că principala problemă era că noi vindeam practic un produs premium, bere artizanală, bere craft, care e mai scumpă față de berea industrială, și că era nevoie și de o amenajare pe măsură, nu în sens de luxos, dar un pic altfel. Forță financiară să facem asta nu exista. Și m-am întâlnit cu întâmplător, cred, cu fostul meu coleg de bancă de la grădiniță și clasele 1-4. Și m-a întrebat, nu vreți să vindeți business-ul? Am discutat atunci cu asociata mea, ea a fost de acord să cedeze business-ul și a recuperat investiția plus un mic profit. Noul asociat, Codrin, mi-a zis că el nu vrea ca eu să ies din firmă, vrea să mă ocup în continuare și chiar cumva m-a ajutat. În sensul că eu nu puteam să-mi permit să mai cumpăr acțiuni. Adică m-a ajutat să fim în cote egale în firme, da. A zis că nu, dacă nu am avea cote egale, probabil că nu am reușit să ne înțelegem ok. Și el a preferat să avem cote egale. Na, el... are cu totul și cu totul o altă activitate. Vine mai rar în Iași, el locuiește în Pașcani. Pe scurt, cam asta a fost evoluția business-ului. Da, el a avut posibilitatea să asigure fonduri pentru a reinvesti în amenajare. După ce au fost, deci cred că au fost două etape de reamenajarea locației, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine și chiar foarte bine, până când a apărut pandemia. Cumva faptul că ai avut un asociat la început majoritar și după asta ai avut un asociat care avea o cotă egală, a pus o anumită presiune și te-a ținut în joc, te-a făcut să continui. Da. Și mai e un lucru, în 2013, când am dat noi drumul, lumea nu prea știa ce înseamnă bere artizanală, ce e aia, bere craft. Nu înțelegea de ce să plătească, nu știu, de 3 ori mai mult decât pe bere industrială, pentru că bere artizanală fiind făcută după rețete stricte, cantități mici. Care, deci, în berea industrială se pun tot felul de adjuvanți, au apărut tot felul de articole pe tema asta, pentru că marile corporații trebuie să facă bani. Ei, berea craft e altceva, nu umbli cu prostii, cu chimicale. Și atunci costă mult mai mult să produci o bere de calitate decât o bere industrială. Na, în 2013 lumea nu prea știa ce înseamnă bere artizanală. După 2013, încetul cu încetul, a început să apară și Uizerul la Iași. Oamenii au început să-și permită city break-uri în străinătate, au luat contact cu
berile belgiene, cu berile nemțești, din ce în ce mai mulți. Nu că până în 2013 nu ar fi știut, dar erau puțini cei care știau. Și atunci a început să apară și cerere în piață. Cam așa au evoluat lucrurile, da. Și a fost nevoie, da, și de multă implicare din partea noastră pentru a sta de vorbă cu oamenii, pentru a le explica ceea ce vindem noi, pentru a-i face să înțeleagă că, de ce o bere e mai scumpă. Din momentul în care au început să meargă lucrurile, probabil și motivația a început să crească și să fii și tu mai liniștit. Evident, dar cred că lucrul acesta se întâmplă în orice business. Da. Na, pe măsură ce lucrurile încep să meargă, te gândești cum să te dezvolți. Și așa, încetul cu încetul, am reușit să închiriem spațiile de lângă noi și în vara aceasta am finalizat un proiect Startup Nation, am finalizat partea care ține de noi, pentru că așteptăm ca statul să-și finalizeze partea care ține de el, respectiv alocarea banilor. Și prin acest proiect de Startup Nation am înființat o bucătărie în care spunem noi că producem sortimente culinare pe măsura berilor pe care le comercializăm. Bucătăria se numește Bricks, poate fi găsită pe internet tastând Bricks by Beerzon. Și da, ca idee, noi ne dorim ca la Bricks să adunăm sortimente culinare din principalele bucătării, pilonale din gastronomia lumii. Adică, evident, da, bucătăria italiană este cea mai cunoscută, probabil. Am introdus câteva sortimente din bucătăria asiatică. Eu am fost în Istanbul și pentru mine personal bucătăria turcească este cea mai gustoasă din lume și deja am băgat o supă de linte pe care am testat-o în Istanbul și vor mai urma și alte lucruri. Americanii sunt foarte cunoscuți pe zona de barbecue. Și avem niște rețete de burgeri, zic eu, foarte bune. Da, încetul cu încetul vom dezvolta meniul. Nu poți de la bun început să faci absolut tot ce ți-ai propus, pentru că na, îți dai seama că vreau să fac un anumit fel de mâncare care implică un anumit utilaj pe care nu-l am. Poate n-am acum bani să-l iau sau poate nu-l găsesc pe stoc, o să-l iau peste lună, peste două. Sau poate am tot ce-mi trebuie, dar nu iese rețeta. Să știți că în momentul în care am implementat Startup Nation-ul, timp de o lună am avut echipa completă la bucătărie, i-am plătit ca și cum am început. Da, ca și cum am început, i-am plătit deci să producă în continuă mâncare, n-am vrut să vând absolut nimic pe terasă, pentru că voiam să fiu sigur că mâncarea ajunge la nivelul pe care îl doresc. Și sau că am îngreșat atunci oamenii care lucrează la noi. Pentru că ce să fac cu atâta mâncare? Mâncau ei cât puteau. Și acum cred că produsele noastre sunt undeva în top. Tu, practic, oferi la Beerzon o experiență. Dai posibilitatea oamenilor de a experimenta ceva nou. Și cumva văd aceeași atitudine. Asta vrem să facem și cu mâncarea, da. Da. Da, o ai și la Bricks. Asta, așa vrem să procedăm și cu Bricks. Așa cum Beerzon s-a impus prin calitatea berilor, Bricks, sper eu, se va impune prin calitatea mâncării și prin multitudinea zonelor de unde ne inspirăm rețetele de mâncare. Da, mai ales într-o perioadă cum e acum pandemia, cu restricții de călătorie, e fain să ai o experiență mică, scurtă, la tine în oraș, să bei o bere specială pe care n-ai mai băut-o și să mănânci ceva dintr-o altă cultură. Evident, ceva ce n-ai mai gustat. E o chestie. Adică să știți că sunt mândru că am fost părtaș la crearea alături de ceilalți doi asociați. De fapt, unul e soția și celălalt asociat e colegul meu, Codrin, de care v-am spus că
îl cunosc de la grădiniță. Dar, na, spuneai că e fain să mergi la tine în oraș și să bei o bere din străinătate și să mănânci un fel de mâncare pe care îl găsești în străinătate, de acord. Dar, sincer, aș prefera acum să nu fie pandemie, low-costurile să funcționeze și, nu știu, când am chef să mă pot urca într-un avion și 3 zile să fiu în Berlin sau în Spania sau în Grecia. În Grecia nu doar 3 zile, ci mai mult dacă s-ar putea. Iulian, eu te văd pe tine ca pe un antreprenor care se exprimă creativ prin business-ul său. Tu nu ai urmat o școală de afaceri și nici nu ai urmat vreun șablon, nu ai preluat vreo franciză. Ai construit și ai luat decizii la Birzon, imaginându-te pe tine ca fiind clientul afacerii tale. Cumva asta face povestea ta unică. Dar cu siguranță există și niște lucruri generale pe care le-ai învățat în cei 7 ani de Birzon, lucruri care i-ar ajuta și pe alții care vor să înceapă o afacere. Nu știu, care ar fi acelea? Cred că principalul lucru care m-a ajutat a fost că business-ul meu este un blue ocean, adică nu am avut concurență, sau concurența a fost foarte scăzută, foarte slabă, foarte mică, să zicem. Na. Poți un pic să dezvolți ideea asta de Blue Ocean? Păi, dacă ai norocul să îți vină o idee, nu știu, de a face ceva, de a comercializa ceva ce nu e pe piață, cred că lucrul ăsta te avantajează enorm. Cam asta înseamnă, în esență, Blue Ocean. În Red Ocean, nu știu, acum un exemplu de Red Ocean. Apoi trebuie să faci pizza. Da? Deci sunt sute, probabil, de locații care produc pizza. Ok, dacă intri într-un Red Ocean, încearcă să faci cumva altfel lucrurile. Asta cred că m-a ajutat cel mai mult. Nu am avut concurență pe domeniu, nu musai că aș fi eu inventiv sau... Eu cred că oricine își găsește inventivitatea atunci când vrea și e nevoie. Totuși, tu te-ai implicat foarte mult. Știu că la început ai stat luni de zile să alegi muzica pentru playlist. Tu scrii textele din meniu, faci comunicarea, te ocupi de comunicare. Să știi că de la bun început mi-am dorit cumva ca locația să-mi placă și mie dacă aș fi client. Așa am privit-o mereu. Uite, în perioada studenției frecventam un bar numit Cannabis. Nu știu dacă îl știi, dacă l-ai prins, dacă ai fost. Da, da. Mie îmi pare foarte rău că barul Cannabis a dispărut. Eu acolo am luat contact cu muzica bună, în Cannabis, sau cu ceea ce numesc eu muzică bună. Și de aceea, când am deschis business, într-adevăr, am stat câteva luni pentru a-mi face un playlist. Doar că acel playlist l-am pierdut, întrucât într-una din zile mi s-a ars hardul. Și mă rog, au sărit niște prieteni în ajutor, prieteni ale căror gusturi am încredere. Știu ce ascultă. După aceea și la modul de interacțiune cu oamenii. Probabil la lumea care ne trece pragul știe că la noi nu... Nu știu, chelnerii nu sunt scorțoși. Poartă eventual un tricou cu un semnul Birzon și cam atât tot. Pe mine mai mult mă interesează atunci când trebuie să fac o angajare ca dacă acel om are contact cu publicul, adică dacă e vorba de barman sau de chelner, să poată fi în stare să ducă o conversație. Deci mă interesează cultura lui generală, nu știu dacă a avut experiență în domeniu. Sunt altele lucrurile pe care le apreciez și le caut atunci când fac angajări în companie. Evident, na, foarte multe ori dai și kicks. Nu, nimeni nu le știe pe toate. Oricât ne-ar plăcea să credem că ne pricepem la oameni, nu e așa. De multe ori poți să te înșeli. Dar, în general, am avut
Colegi, eu le spun colegi, pentru că de multe ori muncim cot la cot. Colegi de calitate, nu pot să mă plâng din punctul acesta de vedere. Asta da, și textele, na, e adevărat, eu mi le scriu. Am lucrat în mass media și am o oarecare deprindere în a scrie un text, dar... Acum, cred că e nevoie de mult mai mult dacă vrei să-ți promovezi un business pe internet. Nu știu, există SEO, oameni care, mici vrăjitori ai internetului, care știu să facă acele setări în Facebook, în Google. Eu nu mă pricep la așa ceva. Și când e nevoie, mai apelez la oameni care știu să facă lucrurile acestea. Oricum, vrăjitorii internetului nu au cum să compenseze o implicare atât de autentică și modul în care tu ai adunat comunitatea într-un mod organic până la urmă. Ți-a permis? Dar sunt și alte locații, cred că. Nu știu dacă e ceva special asta sau... Eu sunt convins că sunt multe business-uri din domenii diferite care au reușit să crească organic, care înseamnă ceva pentru... segmentul lor de clientelă. Nu știu, cred că oricine când ține la business-ul lui trebuie să facă lucrurile acestea, să se implice, să rezoneze cu omul care... Adică nu e important doar să îi iei banul clientului, ci clientul să fie și mulțumit. Evident că în rațiunea oricărui business este de ordin financiar, dar dacă privești lucrurile limitându-te doar la bani, nu cred că este suficient. Trebuie să-ți pese și de cum se simte clientul după ce a apelat la tine. Cu siguranță, dacă ar fi mai mulți antreprenori ca tine, și orașul nostru ar fi mai fain, pentru că nu toată lumea are atitudinea asta față de clienți. Unii doar caută un model de afaceri care să fie profitabil, indiferent de domeniul de activitate. Cumva atitudinea ta, de exemplu, de a angaja oameni cu personalitate și nu neapărat cu experiență în domeniu, face să ai niște oameni autentici care creează o atmosferă frumoasă la Beer Zone. Pentru că mulți caută niște oameni cu... Eu mi-am dorit asta. Da. Tu știu că ești clientul nostru. Dacă tu simți lucrurile astea, chiar mă bucur. Înseamnă că măcar parțial mi-a reușit. Dar uite, apropo de treaba asta, că e foarte firesc, zic eu, să-ți pese de ce cred clienții. Eu sunt foarte sensibil la feedback-ul oamenilor. Și cumva am sărit din la câmpuț, adică când am început partea de livrări, am avut câteva feedback-uri nu tocmai ok, nu era ceva, nu știu, că eu cred că mai degrabă erau din zona subiectivă, adică că un produs e prea sărat sau că e prea dulce sau... Asta eu le consider că sunt atitudine, să zicem, subiective. Obiective, nu știu, că e carnea crudă. Obiective nu am avut. Dar oricum am fost sensibil la lucrurile astea și s-a întâmplat de mai multe ori să-mi sun oamenii, clienții care au comandat și ori mi-au dat mesaj, ori au dat un review că ceva nu mi s-a părut ok. Și să mă duc din nou cu ceea ce au comandat din partea casei și cerându-mi scuze. Ei, nu știu, lucrurile astea cred că trebuie făcute totuși cu o măsură, pentru că probabil unii au vorbit între ei și la un moment dat am trezit că unii băgau bățul prin gard, adică să vadă dacă s-ar... Da. Și de asta zic, lucrurile trebuie făcute cu măsură și acum m-am învățat că mi-era cumva dificil, deși rațional știam că, dom'le, una e chestia obiectivă și alta e chestia subiectivă. Iar acum, nu știu, dacă zice cineva că nu e prea sărat sau... Ok, ai sare alături, poți să spui și faci cât vrei tu de sărat. Pentru că nu ai cum să mulțumești pe toată lumea.
Asta cred că e o greșeală să încerci să mulțumești pe toată lumea. Este imposibil să mulțumești pe toată lumea. Pentru că, mai ales când e vorba de gusturi, gusturile sunt subiective, ține de papilele gustative ale fiecăruia. Mie, nu știu, o să-mi placă o bere neagră, pentru că îmi plac berile negre, tu știu că bei bere blondă, sigur nu o să-ți placă berile negre. Probabil că o să urăști gustul de cafea, de prăjeală, de mas prăjit, adică într-o bere. Mie îmi place. Da. Tu ai să-mi spui că berea neagră era, eu o să spun că berea neagră e cea mai bună. Deci nu avem cum să fim cu toții întotdeauna de acord pe orice. Da, asta e, probabil asta e o lecție care ar putea fi pentru alții. Să ai input-ul tău într-un business și să nu cauți să mulțumești pe toată lumea. Până la urmă, oamenii care se potrivesc cu ceea ce oferi tu o să se adune și o să vină la tine. Și... Corect, dar problema e că business-urile care cresc organic cresc foarte greu. Deci vorbim, dacă e vorba de un local de ani, ca el să ajungă la maturitate și... Nu toți reușesc să reziste acei ani, chiar dacă fac lucrurile cum trebuie. Da. Eu cred că am fost un norocos că am reușit să rezist acei ani. Pentru că nu întotdeauna biznesul a mers bine. Deci a avut și perioadele lui proaste. Și în contextul ăsta în care suntem cu pandemia, cu restricțiile, cum spuneam mai devreme, tu vinzi o experiență. Pe lângă faptul că ai o varietate de bere artizanale și oamenii pot să guste tot timpul ceva nou, experiența de a bea o bere bună e completată de atmosferă, pentru că stai la o masă cu prietenii, pentru că e o muzică bună pe fundal, da, știu, am pentru că barmanii vin și îți prezintă într-un fel berea aia și tu o să fii lipsit de asta în următoarea perioadă. E văduvită de experiența completă. Și uite, și la mâncare, într-un fel, se prezintă mâncarea când e proaspăt făcută și altfel, sau ea își pierde din proprietăți după jumătate de oră, după o oră, când ajunge livratorul la om la ușă. Nu știu, de exemplu, la un produs contează foarte mult și montatul în farfurie. Ori... Ok, în restaurant acest lucru este posibil. Pentru livrare, bucătarul trebuie să țină cont, nu știu, de forma recipientului în care se livrează acea mâncare. Adică, deja montatul se diluează ca impact. După aia sunt anumite sortimente, cum e supa ramen, pentru că la noi supa ramen e un motor în bucătărie. Supa ramen trebuie consumat atunci când zeama este foarte, foarte fierbinte. Ori, într-o jumătate de oră, din momentul în care ea a fost făcută și până când ajunge la tine acasă, zeama aia nu mai este fierbinte. Nemai fiind fierbinte, nu mai este atât de gustoasă, pentru că este o zeamă bogată în colagen. De exemplu, pizza. Pizza are tendința un pic să se întărească pe măsură ce ne îndepărtăm în timp de momentul zero al coacerii ei. Sau sunt tot felul de produse care sunt puse în ambalaj, din cauza ambalajului se creează condens, cum sunt cartofii prăjiți sau multe alte produse. Dar asta este, trebuie să ne adaptăm vremurilor acum. Deci, în mod clar, o bere sau o mâncare consumată într-un restaurant nu se compară cu ceea ce primești acasă sau cu experiența de acasă. Da. Oricât se stăduiesc bucătarii sau... Da, și practic, dacă să ne uităm în viitor, da? În momentul ăsta Birzon are 7 ani de activitate, aproape 200 de sortimente de bere, 350.000 de euro investiți. Cam până așa, acum. Da. Dacă s-o luăm... N-au fost investiți toți odată, au fost investiți pe parcurs. Noi să știți, de când e deschis Birzonul și până acum, nu ne-am atins niciun leu profit. Adică Birzon, da, a avut perioade îndelungate în care a făcut profit, dar nu ne-am atins niciun leu. Mereu am reinvestit, altfel nu reușeam să creștem. Da, pe de o parte îmi spun că am fost fraier, că am făcut lucrul acesta, adică, nu știu, puteam să mă îngrijesc de
partea financiară personală, adică a familiei. Pe de altă parte îmi spun că poate că asta ne va ajuta să trecem prin pandemie. Faptul că am tot reinvestit și clienții simt că noi chiar suntem atenți la calitate și ne străduim să facem lucrurile cât mai bine. Și ce obiective ai pe viitor? Mă? Tu ai făcut și facultatea de matematică. Dar nu am profesat niciodată. Adică, oricum ești... Dar mă să știi că m-a ajutat. Adică eu cred că gândirea logică întotdeauna ajută, în orice domeniu ești. Și că gândirea logică e foarte utilă și, nu știu, dacă scrii sau... Și în șirul ăsta de numere, ce urmează în viitor? Care este planul tău pentru viitor? Ce ți-ți dorești? Băi, spun sincer că acum toată energia mea o canalizez pe termen scurt și mediu, adică mă refer la a trece pandemia. Urmează să începem o campanie de promovare online pentru Brix. Până acum am făcut doar câteva postări, nu a existat propriu-zis o campanie de promovare, trebuia de acum va începe. Și cred că voi miza totul pe Brix, în principal pe Brix și evident completat cu sortimentele de bere de la Beerzone. Trebuie să mă mut în online. Nu văd altfel cum aș putea să rezist, pentru că chiria se rostogolește, salariile se rostogolesc și cred că doar asta e șansa, pentru că dacă mă uitam acum... Am văzut că sunt unele locații unde oamenii au investit enorm în tot felul de soluții pentru a putea funcționa. Mă uitam la cineva că a investit în un fel de corturi iglu transparente, care din punctul meu de vedere sunt foarte safe, adică într-un cort din acela încape o masă de vreo 6 persoane. Asigură și confortul termic, pentru că dacă ai pus acolo un radiator, o sursă de încălzire, ceva, pereții cortului mențin cât de cât căldura. Și înțeleg că un cort din acela costă în jur de 2000 de euro. Și astăzi am citit că guvernul vrea să interzică inclusiv acele corturi iglu. Să revenim un pic la tine, la povestea ta. Știu că ești și scriitor în timpul liber. Nu mă face scriitor. Dar ai scris proză și ai trimis și la concursuri. Da, așa, dar de unde știi? Am auzit într-un interviu. Da, am participat la cred că 3 concursuri pentru amatori de proză. Surprinderea mea a fost că de fiecare dată am fost pe podium acolo, dar din păcate timpul nu permite să mă ocup, să zicem, de acest mic hobby al meu. Și uite, într-o perioadă îmi plăcea să citesc foarte mult și acum mi-ar place să citesc, dar nu mai am timp și m-am dezobișnuit, asta e de rău. Îi invidiez pe aia care au timp să deschidă o carte, chiar îi invidiez. Știai că Haruki Murakami, scriitorul japonez, a fost patronul unui bar de jazz, timp de 7 ani de zile, apropo. Și după asta a renunțat la barul lui și a devenit scriitor full-time, la 30 ceva de ani. Eu la Bizel nu renunț și probabil că oricât m-aș strădui, nu aș putea să am talentul lui Murakami. Pentru textele pe care le-ai mai scris, au fost situații, întâmplări, personaje din Beerzone, inspirate din Beerzone? Da, în unele cazuri da. Legat de perioada asta când ai făcut jurnalism și de perioada de la Beerzone, ai avut vreun model, ai avut vreun artist, vreun antreprenor, vreun autor care te-a inspirat și care a avut un impact în viața ta, în modul în care vezi tu lucrurile și faci tu lucrurile? Dacă mi-a plăcut vreodată un scriitor sau un businessman, da, Boris Vian. Cred că aproape în fiecare zi
5 minute mă gândeam la, la el. E, pentru faptul că pur și simplu m-a cucerit mintea lui. Adică mi se pare fabulos să pot să scrii în, în stilul acela. Fabulos. Într-un mod original. Cu totul original. Trebuie să îi citești o carte ca să poți înțelege despre ce vorbesc. Și cumva eu încerc în business să fiu altfel, cum a fost el în scriitura lui. Da, m-ai făcut curios. Și, da, eu așa te văd pe tine, cum am spus și la început, un om liber și care caută să meargă pe drumul lui, să nu urmărească șabloane și să se exprime creativ prin ceea ce face, indiferent că e o afacere sau o proză sau... Mă băgulește ceea ce îmi spui. Nu consider că e așa, dar dacă tu îmi spui asta, cred că încep un pic să cred. Okay. Și cu muzica, care e relația ta? Asculți muzică? Ascultesc muzică, în special în mașină, pentru că în mașină am un sistem de sonorizare așa cum îmi doresc. În bar, eu am considerat că lumea trebuie să stea de vorbă, nu să meargă ca la club. Așa e conceptul la mine și atunci nu am investit foarte mult în partea asta de sonorizare. Sunt înnebunit de Tom Waits, Nirvana. De când am auzit de Nirvana, cred că le știu o grămadă de piese pe de rost. Și chiar dacă am ascultat pe repeat de mii de ori, probabil, Kurt Cobain, îmi place și acum, nu mă pot plictisi, pentru că Kurt Cobain sau Nirvana, muzica lor înseamnă atitudine. E chestia aia de răzvrătire cumva și că, băi, fac lucrurile așa cum vreau eu, nu cum îmi spun alții. Mai sunt o mulțime de trupe care îmi plac. Îmi place foarte mult cum cântă și Placebo. David Bowie mi-a plăcut foarte mult. Dar na. Crezi că la Kurt Cobain este o legătură între viața lui tragică până la urmă și capacitatea asta lui de a crea ceva atât de frumos și atât de, nu știu, profund? Probabil că da. Circulă tot felul de citate pe internet care îi sunt atribuite. Probabil că sunt reale. Unul dintre ele e, decât să mocnești ca un foc stins, mai bine arzi ca un foc de paie. Adică cu vâlvătaie mare. Și fix asta a făcut Kurt Cobain. Probabil că a existat o legătură mare între muzica lui și viața lui zbuciumată. Și cred că l-a ajutat să fie creativ lucrul ăsta. Da, păcat, nu știu, mi-e ciudă pe el că s-a sinucis la 27 de ani, parcă. Chiar mi-e ciudă. Mă gândesc că, băi, dacă ar fi trăit, ce muzică compunea, ce aveam acum de ascultat. Mă rog, asta e. Și pentru tine, cum e citatul ăsta? În viața ta ai aplicat regula asta sau principiul ăsta? Ei, eu nu sunt Kurt Cobain. Asta probabil că poți să aplici oamenii, într-adevăr, cu forța artistică interioară. Sau... Dar știi să apreciez? Ce... Îmi plac, ți-am zis, lucrurile făcute un pic altfel. Dar să fie într-o zonă de bun simț. Și chiar dacă nu mai citești acum așa de mult cum ți-ai dorit, pentru că nu prea mai ai timp, care ar fi cărțile pe care le recomand? În afară de Boris Vian, am înțeles, asta am notat, alți autori, alte cărți. Foarte mult mi-a plăcut și romanul Căile Libertății, al lui Sartre, Jean-Paul Sartre. După aia, o carte iarăși care m-a marcat teribil și în diferite momente ale vieții, cred că am trăit experiențele personajului principal. E un roman al lui Knut Hamsun, cred că e norvegian, mă rog, e mort Knut Hamsun, Foamea.
E laureat al primului Nobel, la fel ca și Sartre, Knut Hamsun. Și aia e o carte care mi-a plăcut foarte mult. Deci dacă ar fi să aleg așa, cred că trei cărți din ce am citit eu, ar fi așa, Spuma zilelor. Boris Vian, da, Spuma zilelor Boris Vian, Foamea Knut Hamsun, Căile libertății Jean-Paul Sartre și mi-a plăcut foarte mult Dino Buzzati, un scriitor italian, fost jurnalist. Are o proză scurtă fantastică. Deci, extrem de frumoasă. Are și un stil aparte. Se simte acolo mâna jurnalistului. Scrie scurt cu fraze din acestea de tip blitz, care te scurcircuitează și te țin în priză să-l citești. El are și niște romane fantastice, Deșertul tătarilor, e un roman superb. După aia e un soi de poveste mai lungă, mini-roman, nu știu cum să-i zic, care mi-a plăcut mie foarte mult, Secretul pădurii bătrâne, tot de Dino Buzzati. E așa mai ludic scrisă. Ah, și Micul Prinț, mi se pare o carte colosală. Am citit-o și recitit-o de nu știu câte ori. Și pe puștul meu l-am pus, de vreo două ori să citească Micul Prinț. Iulian, să revenim la bere. O să-ți spun, o să te întreb despre anumite beri, tu o să numești berea respectivă și o să-mi spui și de ce ai ales-o. Da? Prima ar fi, care e cea mai bună bere pe care ai băut-o? Nu există cea mai bună. Deci chiar nu există cea mai bună. E o chestie de moment, e o chestie subiectivă, adică nu știu, dacă e frig afară, s-ar putea să-mi placă o anumită bere, dacă e cald afară, s-ar putea să vreau altceva. Cea mai bună bere e de moment și în funcție de papilii gustative ale fiecăruia. Dar dacă ar fi așa să îți spun niște beri pe care le-aș vrea din nou să le gust, dacă aș mai da de ele, uite, e Coco Up Psycho de la Brewdog, am un laps. Și aș bea, de exemplu, niște strui Panepo, niște belgie în care fac niște chestii senzaționale. Cea mai scumpă bere pe care ai băut-o? Cea mai scumpă bere pe care am băut-o n-am plătit-o eu. Și și-a cumpărat-o un client de la noi, pentru că ea costa vreo 1500 de lei. Se numește Utopia, de la Samuel Adams, din State. Am adus o singură sticlă. Practic am vândut-o cu, nu știu, 10-20 lei mai mult decât prețul de achiziție. Nu am adus-o ca să fac profit cu ea. Și am adus-o pentru marketing. Și și-a cumpărat-o cineva la Revelionul, înainte de Revelionul, de ultimul Revelion. Eu am crezut că a desfăcut-o acasă. La vreo săptămână s-a întors cu ea în bar și mi-a zis că, auzi, știi ce? Vreau să-ți dau și ție să guști. Și a desfăcut-o în bar cu mai mulți prieteni și atunci am putut și eu să o gust. E o bere, berea asta Utopia e considerată a cincea cea mai scumpă bere din lume. Deci nu i-am pus eu un preț ridicat sau cunoscătorii știu că asta este o bere scumpă, foarte scumpă. Iar fabricarea ei a durat aproape 30 de ani, adică în momentul în care au început să spună malți și până când a gustat-o cineva. În sensul că conținea un cupaj din mai multe șarje de bere, care au fost învechite în tot felul de butoaie, din rom, de whisky, de armaniac, și ținute la maturat ani mulți, vreo 20 și ceva de ani, parcă. Și, avea o alcoolemie de 42%, dacă nu mă... Ba nu, confund cu... Tot ce am spus despre Utopia e corect, dar nu alcoolemia. Cred că 20 ceva la sută avea alcoolemie, aproape de 30, dacă nu mă înșel, Utopia. Și am avut în Birzon și una din cele mai alcoolizate beri din lume, de 42%, Sing the Bismarck, de la Brewdog. Brewdog
intrase la un moment dat într-un soi de competiții cu un alt producător de beri din Germania, care face cea mai alcoolizată bere. Și se satirizau cumva unii pe alții prin etichetele de la bere și prin titlurile date bere. Adică anul ăsta reușea BrewDog să facă un sortiment, nu știu, de 40%. Sing the Bismarck e din această sagă. Așa, anul viitor reușeau aia din Germania să crească alcoolemia cu 5% sau mai știu eu cât. Eu, probabil o bere care se bea cu șatul. Da. Evident că astea sunt bere experimentale, nu sunt beri pe care să le bei frecvent sau... Sunt beri pe care, dacă ești într-adevăr băutor de bine, e bine să le încerci odată în viață, dar numai dacă nu ai datorii la întreținere, la chirie, pentru că berile astea de 40% de alcoolemie sunt foarte greu de obținut. Presupun procese de înghețare, dezghețare. BrewDog se lăuda că țineau pe fundul oceanului Sing the Bismarck o perioadă. Și ajung să coste foarte mult. La noi, cred că Sing the Bismarck a costat în jur de 100 de euro. Și care e cea mai ciudată bere pe care ai băut-o? Poate cu cele mai ciudate ingrediente sau cel mai ciudat gust? Păi să știi că cel mai ciudat gust cred că l-am simțit în berea asta, Utopia. Pentru că 30% alcoolemie și tot felul de amprente ale butoailor de rom, de armaniac, care au fost ținut berea, dau un gust foarte ciudat. Adică avea un aspect extrem de uleios, carbonatații spre zero, dar un gust pe care nu-l poți încadra la nimic. Nici la bere, nici la coniac, nici la vin. Un gust ciudat, chiar ciudat. Dar nu rău. Nu rău. Cred și eu la 1500 de lei. Da. Și care este berea pe care ți-o dorești cel mai mult, dar încă nu ai gustat-o? Păi, de exemplu, n-am gustat de la Dogfish niciun sortiment. Ăștia sunt niște șmecheri de prin state care fac niște beri grozave. Ce puțin așa citesc. Eu nu am băut niciodată o bere de la Dogfish. Rămânând tot la subiectul berii, o să numesc eu niște persoane, personalități și o să te rog pe tine să faci o asociere cu o anumită bere pe care ai gustat-o și să explici de ce ai ales berea asta. Hai să vedem, dacă reușesc. Să încercăm. Simona Halep. Simona Halep. Păi... cred că cu Crazy Pilot, THC Brewery din Iași. Pentru că el mereu experimentează și mereu face un pic lucrurile altfel. Cred că s-ar potrivi cu Simona Halep. Ba e mai bună, ba e mai rea, ca și prestația ei. Dar în general, bună. În general, bună. Kurt Cobain? Cred că cu BrewDog, așa... revoluționar. BrewDog s-au marketat cel mai bine ca fiind revoluționari în lumea berilor artizanale. Okay. Donald Trump? Donald Trump? Păi, un ciuc ceva, nu știu, ceva obosit. Un ciuc. Klaus Iohannis? Cred că ar merge cu un Weissbier ceva nemțesc. Chiar da. Klaus Iohannis nu e spectaculos în declarații, dar are o linie fermă așa pe care merge omul. Mie nu-mi displace, să știți, ca președinte. Ken Weisberg, corect. Da. Gigi Becali? Băi, ca o bere din asta greșit, unde ai scăpat niște bacterii și s-au infectat și nu mai poți bea. Deci mai degrabă aș asocia cu stiluri de beri, nu cu mărci. E incorrect cu mărci. Ceva ce-a rămas undeva într-o fabrică pus de parte. Da, păi dacă scapi bacterii în procesul de fabricație a berii, trebuie să arunci lotul ăla, nu mai ce să faci. Totul se contaminează. Alte soluții noi. Arunci și dezinfectezi.
Ok, și ultimul, Gheorghe Hagi. Hagi, cred că l-aș asocia așa cu barley wine. Știi? Astea, în general, mai sunt ținute la maturat, prin butoaie, ceva de calitate. Nu e pentru oricine un barley wine. Și a devenit mai bun odată cu vârsta. Da, da, da. Bine, Iulian, îți mulțumesc pentru interviu. Te mulțumesc și eu și să știi că chiar m-ai surprins cu anumite întrebări, nu mă așteptam la ele. Poate am fost așa mai ezitant sau da, mai luat ca din oală cu unii chestii. Știu că ești un om creativ și faci față la întrebări mai diferite și îți urez răbdare pentru perioada următoare, putere să treci prin... Păi mulțumesc, să știi că chiar avem nevoie și același lucru ți-l urez și ție, pentru că eu sunt convins că foarte puțin pot să spun că băi, ne duduie, nu, e rău acum, e tare rău. Și multă sănătate. Mulțumesc, atâta.